Medicii au ajuns la capătul răbdării, tot așteptând ca guvernanții să le respecte munca. Astăzi au intrat în grevă japoneză, ceea ce înseamnă că activitatea nu este afectată în vreun fel. Protestul este organizat de Camera Federativă a Medicilor din România și Federația Sindicală Hipocrat. La grevă participă, din semnalele noastre, majoritatea medicilor din Spitalul Județean de Urgență Slatina, plus Spitalul Caracal. Acum discutasem cu Spitalul Corabia și ei sunt în grevă japoneză de la ora 8. Medicii spun că tot ce vor de la guvern este să le fie respectate drepturile salariale și, nu în ultimul rând, servicii medicale de calitate pentru pacienți. Motivele pentru care am intrat în grevă sunt trei mari și importante, și anume, primul motiv ar fi aplicarea legii 284/2010, legea salarizării unitare în domeniul sanitar, care nouă nu ni se aplică, datorită faptului că ea este blocată cam în fiecare an de ordonanță de guvern pe motiv că nu-s bani. Un al doilea motiv este ca plata salariilor și a gărzilor să se facă, a sporilor din salarii și din gărzi să se facă la salariu actualizat, salariu minim de anul acesta, nu la salariul din 2009. Un al treilea motiv important este acela că timpul petrecut de noi în gărzi nu este momentan considerat timp de lucru. Ori timpul petrecut în gărzi este, conform codului muncii, timp de lucru, pentru că noi nu venim să ne facem hobby-ul la spital, ci efectiv lucrăm. Pe lista nemulțumirilor medicilor mai sunt încă două revendicări la fel de importante. Creșterea decontării punctului pentru fiecare caz rezolvat, dar și oferirea de gratuități pentru persoanele care lucrează în sistemul sanitar. Nu cerem niște lucruri care trebuie modificate, cerem doar aplicarea unor legi care sunt momentan în vigoare. După o săptămână de grevă japoneză, se va trece la blocarea activității medicale. Dacă nici așa nu vor rezolva nimic, medicii amenință că vor ieși în stradă și nu vor renunța la proteste până când nu își primesc drepturile. După o săptămână de grevă japoneză vor urma o săptămână în care o oră pe zi vom întrerupe activitatea medicală de cronic. Între ora 8 și 9 dimineața se va întrerupe această activitate, adică nu se vor face internări, se vor rezolva doar cazurile de urgență. După această săptămână, dacă nu se găsește înțelegere, se vor trece probabil la pichetări la Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Cu siguranță vom merge până la grevă generală, dacă este cazul, pentru că nu o facem pentru noi, o facem pentru toată lumea și sper să fim înțeleși. Această grevă se adresează în primul rând pacientului, pentru că un medic care vine la spital și care nu are grijă zilei de mâine va face un act medical de calitate. Protestul medicilor din sistemul public se desfășoară sub genericul "Pentru schimbare e nevoie de noi toți", fiind susținut de toate categoriile de personal medical.